Vă salut! Eu sunt Marco și astăzi aș vrea să fac un top 10 cele mai frumoase momente de la Marea Neagră. Inițial am vrut să fac un top 5 cele mai frumoase momente de la Marea Neagră, dar m-am gândit că ar fi bine ca și voi să interacționați cu acest vlog. Ideea acestui vlog este ca voi, în comentariile voastre, să faceți un top 5 preferat al vostru din cele 10 întâmplări pe care eu le-am postat. Să schimbați locul 1 cu locul 7, locul 2 cu locul 9, care credeți voi că ar fi mai potrivite pentru top 5. În funcție de comentariile voastre, eu am să fac un alt video, top 5 cele mai frumoase momente de la Marea Neagră. Dar haideți să începem cu locul numărul 10. Cea mai mare meduză pe care am văzut-o eu până acum în Marea Neagră. În Marea Neagră trăiesc mai multe specii de meduze, dar sunt vizibile pentru om doar două. Aurelia aurită și Rizotoma pulmon, adică aceasta din videoclip. Aceasta poate ajunge până la 70-80 de centimetri, este toxică doar pe tentacule dacă o atingi. Dar doar persoanele cu o piele foarte sensibilă pot fi afectate. La fel cum se întâmplă în cazul unei înțepături de albine. Unii nu pățesc nimic, însă cei foarte sensibili pot face șoc anafilactic. Să trecem la locul 9. Epava Evangelia din Costinești. Cei care au investigat istoria din spatele vaporului spun că în spatele accidentului s-a aflat un adevărat scandal. Din câte se pare, catastrofa ar fi fost înscenată de echipajul format în întregime din marinari greci. Astfel, înainte ca Evanghelia să eșueze pe un banc de nisip din zona în care se află și astăzi, Căpitania Portului Constanța a primit un SOS. Imediat, autoritățile române au plecat la bordul unei nave de salvare spre locul indicat de coordonatele primite. Însă, în larg, acolo unde au fost ghidați, nu a fost găsit absolut nimica. Intenționat sau nu, echipajul a transmis că se află în zona Vadu, lângă gura portiței, exact în direcția opusă. Cum grecii nu au mai răspuns, s-a luat decizia de a scoate un alt vapor, cel care a plecat în căutarea Evangheliei în direcția opusă. Într-un final, grecii au fost localizați, iar acțiunea de salvare a început la secundă, cu lanțuri și ancore. Nava a fost repusă pe linia de plutire și trasă în larg. Însă după câteva ore, echipajul a transmis un nou SOS. Elicia fiind avariată, România au decis că de această dată să nu mai intervină. Asta deoarece aveau suspiciuni că vaporul a fost eșuat în mod intenționat. Din câte se pare, conform celor care au investigat, grecii au înșinat acest accident, astfel dorind să încaseze banii din asigurare. Din păcate pentru ei, toată povestea a avut un final nedorit. Pe baza raportului întocmit de autoritățile din România, firma de asigurări a decis să nu acorde niciun ban în urma eșuării navei Evanghelia. În acest context, românii s-au ales cu un suvenir din partea grecilor, iar epava vaporului a devenit simbolul uneia dintre cele mai aglomerate stațiuni de pe litoralul nostru. Pe locul 8 se află crabul cu afat, sau crabul cu freză, cum îmi place mie să-i zic. Este unul dintre videoclipurile mele preferate, chiar dacă se află pe locul numărul 8. Crabii din Marea Neagră sunt omnivori. Se hrănesc în primul rând cu alge și cu moluște, viermi, alte crustacee, ciuperci, bacterii, alte specii de crabi. Pentru crabi, o dietă mixtă de plante și carne animală reprezintă cea mai rapidă creștere și dezvoltare. Crabii sunt recunoscuți pentru efortul depus pentru familia lor. Este vorba despre grija față de scorbură și hrana puiilor pe tot sezonul de împerechiere și nu numai. Și am ajuns la locul numărul 7. Insula Sakhalin, care este cel mai nou pământ românesc și oferă peisaje care îți taie respirația. Totuși, cel puțin pentru moment, locuirea acestui teritoriu și simpla vizitarea lui sunt interzise. Insula oferă imagini spectaculoase, chiar și de la depărtare. Dorința de explorare a acestui colț de rai este în creștere, dar autoritățile încă mențin acest teritoriu sub protecție. Guvernul României a declarat zona rezervație a biosferei și a interzis popularea insulei încă din anul 1938. În prezent, este interzis și accesul turiștilor. Insula Sakhalin este o insulă nouă, s-a format în urmă cu aproximativ 150 de ani, în Marea Neagră, la mică distanță de coasta românească, în dreptul brațului Sfântul Gheorghe al Deltei Dunării. Insula Sakhalin era formată inițial din două insule mai mici, Sakhalinul Mare și Sakhalinul Mic. Cu timpul, cele două s-au unit și au format o masă unitară de pământ, cu o suprafață de 21.410 hectare. O mare varietate de păsări, mamifere și reptile populează insula,
aici se găsesc cele mai mari colonii de chire de mare și pelican creți, insula fiind principala zonă de cuibărit, hrănire și iernare a acestor specii. Pe insulă au fost recenzate 229 de specii de păsări. În apele insulei se găsesc peștrari, sturioni, dar și plante rare, cum ar fi varza de mare și canarul bălții. Pe locul 6 se află calcanul, care a prins un hanus imens. Să văd în Marea Neagră un calcan este un lucru extraordinar, dar să văd un calcan care a prins un hanus atât de mare este un lucru unic. Dar din nefericire această specie se află pe cale de dispariție. Cel puțin așa arată ultimele evaluări făcute de specialiștii marini din România și din străinătate. Aceștia spun că principala cauză care a dus la scăderea populației este braconajul. În fiecare an, polițiștii de frontiere confiscă sute de kilograme de calcan și plase de pescuit ilegale de la braconierii bulgari și turci, care pătrund ilegal în apele teritoriale românești la braconat. De multe ori sunt nevoiți să folosească și armamentul pentru a opri embarcațiunile și încercarea acestora de a scăpa. Din păcate, însă, acțiunile s-au dovedit a fi insuficiente, iar pe lângă braconaj, pescuitul excesiv a făcut ca populația de calcani din Marea Neagră să scadă drastic. Cercetătorii sunt îngrijorați de situație și spun că peste câțiva ani nu vom mai găsi calcan de valoare în apele noastre. Decimarea speciei a devenit un motiv real de îngrijorare pentru specialiștii marini, care se gândesc chiar să propună interzicerea pescuitului la calcan. Totul însă trebuie să fie calculat bine și gândit astfel încât nimeni să nu aibă de suferit. În acest moment, cota de pescuit a României pentru calcan este de 43 de tone pe an, iar stocul este de 2000 de tone. Pe locul 5 se află epava Iuxu. În seara zilei de 4 ianuarie 1995, în portul Constanța, a avut loc cel mai mare accident naval din istoria portului, care s-a soldat cu moartea a 54 de marinari. Navele, Paris și Iuxu, s-au scufundat lângă digul de nord al portului Constanța, la o adâncime de 22-24 de metri, lovindu-se de stabiloposii digului în urma unei furtuni extrem de violente, valurile ajungând și la o înălțime de 10 metri. Primul semnal SOS transmis de Iuxu a fost recepționat la orele 19:55, dar era deja prea târziu. Nava începuse să fie inundată, să se încline și să se scufunde. Ajuns în zona ieșuării navei, în rada interioară a portului, remorcherul Viteazul și-a îndreptat proiectoarele aprinse spre locul navei și a lansat rachete luminoase cu parașute pentru creșterea vizibilității pe mare și depistarea eventualilor supraviețuitori. Dar starea vremii, vânt extrem de puternic și zăpadă viscolită, a împiedicat vizibilitatea. De la bordul navei de salvare s-a transmis la ora 22:50 că se mai vede doar suprastructura navei scufundate. Apoi, la ora 12 noaptea, când s-a scufundat și prova. Nu a existat niciun supraviețuitor. Pe locul 4 se află șarpele din Marea Neagră. Într-una din zilele în care mă aflam la scufundări, am dat nas în nas cu un șarpe. Cu toate că știam că această specie nu este veninoasă, tot nu am reușit să scap de acei fiori care țin de această reptilă. Faptul care a amplificat emoțiile a fost că nu aveam camera pusă pe un prelungitor ca de obicei, ci o aveam direct în mână. Și șarpele s-a apropiat la câțiva centimetri de mâna mea. Și am ajuns la locul numărul 3. Am dat nas în nas cu un delfin în Marea Neagră. Într-o zi, când eram la mare, am văzut mai mulți delfini jucându-se aproape de mal. Și fără să stau prea mult pe gânduri, am pus costumul pe mine și am intrat în apă, sperând că o să văd un delfin înotând aproape de mine. Spre norocul meu, delfinii erau în fața mea la maxim 10 metri. Am tras aer în piept și m-am scufundat. Dar din nefericire, nu am reușit să văd niciun delfin. Însă, spre uimirea mea, când am ajuns acasă și m-am uitat pe camera video, am rămas uimit, când am văzut că eu filmasem un delfin foarte aproape de mine. Camera o aveam prinsă pe cap și era poziționată puțin mai sus. Se vede în filmare când apare delfinul că eu întorc capul spre dreapta, în loc să mă uit spre stânga, cum ar fi fost normal să urmăresc cu privirea delfinul. Dar eu nu am văzut delfinul în apă. Eram la o adâncime de 5 metri și mă uitam în jos. Nu mă așteptam ca delfinul să vină de sus. Din acest motiv, această întâmplare se află doar pe locul 3 și nu pe primul loc, cum ar fi fost normal.
Pe locul 2 se află rândunica de mare. Ecosistemul Mării Negre nu are o diversitate biologică ridicată. Speciile de pești caracteristice Mării Negre sunt sărace atât calitativ cât și cantitativ. Din acest motiv, când plec la scufundări, nu mă gândesc că o să văd cine știe ce specii de pești. Sper doar să am parte de apă limpede. Ca să vezi o specie foarte rară ca rândunica de mare, trebuie ori să fii foarte norocos, ori să ai sute de ore de scufundări, ca în cazul meu. Un exemplar adult poate avea lungimea corpului între 30 și 75 de centimetri. Are oasele preorbitale mari și depărtate, cu marginea abruptă, fruntea amplă, ochii mari și imobili, poziționați pe părțile laterale ale corpului. Hrana sa preferată o caută prin nisipul de pe fundul apei și constă în moluște, creveți, crabi și alte crustacee. Pentru mine rămâne cel mai frumos pește care l-am văzut până acum în Marea Neagră. Pe primul loc, la depărtare mare de celelalte locuri, se află delfinul aprins un chefal. O amintire extraordinar de frumoasă. Eram aproape de plaja Mamaia din Constanța, pe caiacul meu, și am observat un delfin care se apropie. Imediat am scos camera video și cum am început să filmez, a și început acțiunea. Parcă mă aflam pe canapea la mine acasă și mă uitam la canalul meu preferat, Discovery Channel. A fost o experiență uimitoare că am reușit să văd și să filmez acest delfin la vânătoare. De fiecare dată când mă duc la mare, mă gândesc la delfini. Sunt de departe cele mai frumoase mamifere, dar și cele mai inteligente. Cu excepția oamenilor, numai delfinii și-au demonstrat abilitățile de mimică, atât vocală cât și motrică. Recentele cercetări în domeniu sugerează că o mare parte a creierului delfinilor este destinată ecolocației, recepționării și folosirii informațiilor acustice, procese la care ei excelează. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în caz de nu sunteți abonați și cel mai important lucru, topul 5 de care v-am spus mai înainte, să lăsați în comentariile de jos. Ne vedem data viitoare!